documente cumplite la bordul unui avion plin cu români, aeronava a aterizat de urgent la Budapesta, foto. Momente groaznice pentru pasagerii români ai unui avion al companiei Wizz Air. Aeronava a aterizat de urgent la Budapesta după ce unei pasagere i s-a făcut rău. La bordul aeronavei se află 230 de români. Femeia a fost preluată de echipajele de specializate ale aeroportului, anume Reporter TV. Avionul a decolat de pe aeroportul Luton din Londra și avea destinația Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Un român aflat în avion a declarat ce oamenii sunt nemulumiți deoarece ultimul autobuz care face legătura Mihail Cogălnicianu, Constanța era la ora 2000, iar acum se vede nevoie să apeleze la taxiuri sau la rude pentru a ajunge acasă.